la Satu Mare 18, iar la Iași și în Capitală 21. Ești bine cu Pro FM. Dimineața e mai blănuță, cu Mădă și Măruță. Nici știrile nu mai sunt ce erau odată, trebuia să fie la 8 fix, dar datorită lucrurilor care s-au întâmplat aici în platou, am întârziat puțin. Andrada e pregătită de știri, iar eu și Seredinski o să încercăm să-i facem poftă în timp ce ea vă prezintă știrile cu omletă, cu cârnăciori, cu brânzică și vrem să vedem dacă o să o facem să zâmbească sau să râde. Deci atenție mare la știri și să vedem dacă sesizați... vreun zâmbet. Succes, Andrada! Mulțumesc. Sunt alături de tine! Nu o să se întâmple nimic! Bun găsit la știri! Premierul Viorica Dăncilă e din nou față în față cu gramatica. Polițiștii greci iau mai ușor permisul. S-a schimbat codul rutier. Mihaela Buzărnescu joacă astăzi la turneul de tenis de la București, în trecere pe care are șanse mari să o câștige. Premierul Viorica Dăncilă a mai făcut o gafă. În loc să spună să ne axăm pe prevenție, ea a zis să ne anexăm pe prevenție. S-a întâmplat în ședința de guvern de ieri. A spus chiar că a vorbit despre cumpărarea de elicoptere și simulatoare de zbor care să ajute în situațiile de urgență. Dăncilă a făcut un dezacord, a încurcat două cuvinte, consultații cu consultări și a zis Boeing atunci când s-a referit la compania americană Boeing. Moda lucratului din cafenele începe să prindă și la noi. Angajații independenți, dar și cei cu program flexibil, își iau laptopul și ies în oraș să muncească. Nu merg la birou. 20% dintre angajații români din multinaționale dau mail-uri din cafenele atunci când nu merg la sediul companiei. Iar jumătate preferă să testeze de acasă, spune un studiu european. Acești angajați susțin că un program flexibil îi ajută să fie mai eficienți. Ambasada Statelor Unite va sprijini lupta anticorupție din România. E mesajul transmis ieri de ambasadorul Hans Klemm, care s-a întâlnit cu procurorul șef interimar al DNA, Anca Jurma. Ea a preluat săptămâna trecută jobul după revocarea Laurei Codruța Kövesi. Jurma spunea că DNA are o răspundere majoră și că va continua lupta anticorupție pe care instituția a început-o în urmă cu 15 ani. Plănuiești să pleci cu mașina în Grecia vara asta? Grijă mare cum conduci! Codul rutier s-a schimbat și poți să-ți pierzi permisul mai ușor. Dacă n-ai centură de siguranță sau dacă vorbești la telefon, pierzi carnetul pe loc și îl mai primești peste 60 de zile. Alcoolul la volan se pedepsește chiar mai aspru. Riști să pierzi carnetul și dacă depășești limita de viteză cu 30 de km pe oră, dacă treci pe roșu, dacă nu oprești la stop sau dacă arunci țigara pe geam. Trei românce sunt în cursa pentru trofeul turneului de tenis de la București. Mihaela Buzărnescu o întâlnește astăzi pe Tamara Jidanșek din Slovenia, locul 89 WTA. Iar Irina Bara are meci de la 2 cu Polona Herzog, locul 88. Sorana Cârstea joacă abia mâine. Toate meciurile sunt în direct la DigiSport. Va ploua și astăzi, vom avea vreme rea în Transilvania, Banat și Crișana, dar și în zonele de deal din celelalte regiuni. Temperaturile sunt mai mici decât ieri, așteptăm până la 28 de grade. Potrivit ANM, acum în Sibiu și Brașov avem 16, la Satu Mare 18, iar la Iași și în Capitală 21. Ești bine cu Pro FM, azi ai o dimineață blănuță, cu Mădă și Măruță. Deci nu pot să cred. A fost bine, nu? Deci nu pot să cred. Mulțumesc! Deci foarte tare, oameni buni, pentru că suntem la radio și n-ați văzut, dar vă povestim noi. Seredinski chiar a rămas la bustul gol. Eu am mâncat-o pe obraz. Am mâncat în fața ei o cârnăcior, nici nu ne-a văzut. Mamă, cât de tare trebuie să fie. Am băgat și privirea. Ai băgat privirea aia? Nimic, absolut nimic. N-a funcționat. Eu n-am încercat să nu mă uit la voi, deci n-am văzut deci ce s-a întâmplat. Deci n-am zis că e profi, v-am zis că este foarte, bravo, foarte tare. Bravo, Andrada! Bravo! Bravo. Vrei să vii în echipa mea? Dimineața e mai blănuță, cu Mădă și Măruță.